Declarația mea de astăzi se va intitula Sunt bani pentru salarii și pensii, guvernul continuă programul de guvernare. Dragi colegi, cu surprindere observ că actuala opoziție a rămas fără mesaje către propriul electorat și încearcă să improvizeze tot felul de scenarii fataliste care să destabilizeze pacea socială. Probabil că domniile lor trăiesc cu regret vremurile când în România profesorii puteau fi găsiți în Piața Victoriei și nu în sălile de clase, medicii puteau fi găsiți în fața Ministerului Sănătății și nu în sălile și spitalele de operații, iar agricultorii puteau fi găsiți în marș pe străzile capitalei și nu la locul lor unde își desfășoară activitatea. Opoziția dovedește imaturitate politică fiind ocupată cu pregătirea unor moțiuni de cenzură și scoaterea în public a unor mesaje mincinoase, fără să poată să găsească și acoperirea pentru acestea. Nu de mult din partea domniilor lor a apărut un avertisment către populația României că nu ar fi bani de salarii și pensii. Dacă domniile lor ar fi fost interesați de programul de guvernare, cât și de legea bugetului de stat, ar fi văzut foarte clar faptul că banii există și că anul acesta mai sunt programate și anumite indexări. Guvernul nu trăiește pe datorie. Dragi colegi, atât timp cât încasările bugetare au crescut față de nivelul prognozat. Mai mult, scenariile alarmiste par să fi susținute chiar și de la Palatul Cotroceni, deși domnul președinte a promulgat legea bugetului de stat, act normativ în care se prevedeau foarte clar toate capitolele bugetare, inclusiv veniturile și resursele care asigură plata pensiilor și salariilor. Apoi, la o analiză mult mai aprofundată, s-ar fi observat faptul că pentru perioada ianuarie 2018, aprilie 2018, guvernul a colectat cu 800 de milioane de lei mai mult decât era programat prin legea bugetului de stat. Iar conform datelor oficiale puse la dispoziție de ANAF și care se găsesc deja pe site-ul oficial al acestei instituții, pentru aceeași perioadă s-au colectat 8,3 miliarde lei, mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere procentuală de 12,4%. Așadar, domnilor colegi, guvernul nu trăiește pe datorie și aș vrea să mai aduc în atenția publică și datele cu privire la datoria de stat a României pentru a întări în concluzia noastră. Astfel, datoria publică a țării a scăzut în anul 2017 la 35% din PIB, față de 35,5% din PIB cât era în anul 2016, ajungând astfel la minimul ultimilor 4 ani și a cincea cea mai scăzută datorie externă din Uniunea Europeană. În concluzie, dragi colegi din opoziție, prin prezentarea de scenarii alarmiste și mincinoase opiniei publice, nu numai că destabilizați pacea socială din țară, dar puteți genera și o creștere a costurilor de finanțare a României. Din păcate, se pare că din lipsa mesajelor specifice unei opoziții sănătoase a abordat strategii care nu fac altceva decât să inducă în eroare populația și care pot crea destabilizare socială, o stare de fapt care nu vă va profita nici dumneavoastră. Vă mulțumesc, deputat de Iași, Vasile Cătea.